În avion l-a reperat cancan.ro pe Traian Băsescu, fostul președinte al României timp de 2 mandate. Faptul că și-a pierdut toate privilegiile ca urmare a faptului că a fost declarat colaborator al securității nu l-a pasă. Ba din contră! Viața merge înainte pentru Traian Băsescu. A rămas la fel de pitoresc ca în perioada când ciocnea paharul cu bere cu cetățenii de rând. Zilele trecute, fostul președinte al României s-a îmbarcat într-o cursă București-Strasbourg pentru a fi prezent la ședința plenară programată. În avion, Traian Băsescu s-a amestecat fără nicio temere printre oameni și a făcut clasica baie de mulțime cu care ne-a obișnuit de-a lungul timpului, cântăia și spânzura de la Palatul Cotroceni. Avem imagini de colecție!